Salutare! Acesta este un material video excepțional într-o situație excepțională. O să încerc să nu vă încarc cu energie negativă, să privim spre viitor și să vedem ce ar trebui să facem de acum înainte. O să vă spun ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni și cum plănuiesc să trec peste acest stres, să spunem, peste această situație uh, cu bine și sper să vă ajute și pe voi lucrul ăsta În primul rând, în ultimele două săptămâni, trebuie să știți că am încercat să ajut și eu atât cât am putut, uh, refugiații din Ucraina. În, prim, uh, în primele zile de la izbunirea conflictului am plecat la uh, Isaccea, în Vama la Isaccea, cu George și cu Octavian, cărora le mulțumesc pe această cale. Uh, când am ajuns la Isaccea, lucrurile erau foarte bine organizate acolo, erau sute de voluntari, autoritățile făceau față cu briul la un momentul respectiv numărului de refugiați. N-a fost nevoie de ajutorul nostru. Ne-am întors acasă și ne-am direcționat, să zicem, eforturile către alte zone. Astăzi Octavian are o familie din Ucraina care stă la el. La George, la fel, sunt vreo 6-7 persoane, dacă nu mă înșel. Adrian, la Buzău, care a creat un mini hub, să spunem, de întâlnire pentru cei care au venit din Ucraina, are și el în întreținere două familii. I-am întâlnit pe Serghei și trupa lui din Ucraina în total 9 adulți și 6 copii i-am întâlnit la vamă pe Serghei știți și pe Alexander Alexander a, răm a decis să rămână în Ucraina și să se alăture armatei ucrainiene și luptă alături de armata ucraineană împotriva invaziei rusești pe două oameni ăștia i-ați văzut dacă vă uitați la materialele video din trecut, ei au participat la campionatul național de super slalom au fost concurenți și la București și la Brăila, ne-am întâlnit în cu totul și cu totul alte situații. De data aceasta fugeau de război, o parte dintre ei au plecat mai departe spre Europa, spre Polonia, Germania și alte țări din Europa. Trebuie să recunosc, să vă spun că m-a impresionat numărul de mesaje pe care l-am primit, de sprijin, de suport financiar, obiecte, transport, cazare și așa mai departe. Au fost foarte multe firme care s-au implicat în, în, în acest efort. Nu o să-i spun pe toți pentru că ar dura mult prea mult acest material video. Au fost o mobilizare generală, începând de la Sergiu, care este chiar la Rădăuți, lângă Vamă și care vorbește și limba rusă și ne-a ajutat foarte mult, până la București, și în Focșani, George, și la Roman Adil, salut pe această cale. Și la Buzău Adrian, foarte mulți oameni. Nu o să mai intru în detalii pentru că ar însemna să vorbim mult de, de lucrul ăsta. Acum, ce vreau să vă spun este că trebuie să vedem cum rezistăm stresului și ce ar trebui să facem de acum înainte. Iar unele subiecte, noi le-am mai discutat pe acest canal de YouTube, dar ele au devenit de o actualitate și mai mare, dacă pot să spun lucrul ăsta. În primul și în primul rând, pe termen scurt... Într-adevăr, trebuie să-i ajutăm pe cei care vin din Ucraina, să le dăm tot sprijinul nostru ca să treacă cât mai ușor peste această perioadă, dar în același timp. Trebuie să vedem cum ne protejăm noi. Și poate că cea mai bună modalitate de a rezista acestui stres, acestor știri negative, este să ne păstrăm rutina zilnică, să mergem la job, să facem lucrurile pe care le făceam și până acum, să încercăm să ținem firmele, businessurile, locurile de muncă, să le ținem funcționale, pentru că și asta este o modalitate de a, de a lupta, este o bătălie economică și este important pentru noi să păstrăm același ritm pe care îl aveam până acum. Știu că este greu, dar este singura modalitate prin care eu am reușit să continui. Primele 3-4 zile trebuie să recunosc că au fost groaznice pentru că atunci când intri în direct cu dramele personale, este foarte greu să te duci seara acasă și să te culci ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică te simți vinovat că tu te duci acasă și te culci liniștit în patul tău. Deci înțeleg momentele prin care treceți, dar trebuie să conștientizăm și faptul că războiul nu țin o veșnicie și lucrurile astea se vor opri și va trebui să reconstruim. Și trebuie deja să intrăm în acea mentalitate de uh, reconstrucție, să spunem. Uh, îi felicit pe toți cei care sunt implicați în acest efort de a ajuta pe ucraineni, Încă nu s-a terminat și este mult de muncă acolo. Și în egală măsură trebuie să ne uităm și spre viitor. Pe termen scurt, v-am spus ce trebuie să faceți. Păstrați-vă rutina zilnică și ajutați acolo unde puteți să ajutați. Pe termen mediu, deja Uniunea Europeană a prezentat un plan cu 10 puncte și cred că 3-4 puncte le-am discutat de multe ori pe acest canal de YouTube. 10 puncte prin care Uniunea Europeană urmărește să nu mai depindă de gazul rusesc și nu doar atât, chiar să-și păsteze și obiectivele de reducere a emisiilor. Vorbim despre energia verde. Am văzut foarte multe știri care spuneau că Europa renunță la energia verde și repornește centrale pe cărbune și așa mai departe. Da, repornește termocentrale, s-ar putea să repornească și anumite să zicem, centrale nucleare pentru că trebuie să compensezi de undeva energia care nu mai vine din Rusia. Lucrul ăsta, da, se va întâmpla, dar este o soluție de termen scurt, de urgență, o situație excepțională. Pe termen mediu, să-i spunem, pe termen mediu însemnând anul acesta, Uniunea Europeană intenționează să facă investiții masive în energia regenerabilă, nu pentru că este cea mai curată, nu pentru că este cea mai eficientă, ci pentru că este cea mai rapid de instalat. Poți să instalezi eoliene și panouri fotovoltaice mai repede decât poți să construiești o centrală nucleară sau o centrală cu care funcționează o termocentrală, și oricum costurile ar fi mai mari, și costurile de construcție la astfel de proiecte de infrastructură, și costurile de producție a energiei. Deci, energia verde este accelerată de această situație pe care o trăim cu toții. Deci, pe termen mediu, ne putem aștepta la toate aceste lucruri, iar pe termen lung, nu știu, sfatul meu este. Foarte clar, trebuie să învățăm, trebuie să punem în poziții importante și să susținem oameni care au expertiză, cunoștințe, și să prețuim mai mult educația, să, să prețuim mai mult specialiștii, oamenii care, într-adevăr, au ceva să spună. S -s mult prea multe persoane care uh, vorbesc în diverse domenii fără să aibă niciun fel de pregătire, niciun fel de expertiză, experiență și așa mai departe. Și cred că, pe termen lung, va trebui să ne concentrăm. În a favoriza oamenii foarte bine pregătiți și trebuie să ne antrenăm copiii în aceeași idee de a fi foarte bine educați și foarte uh, pregătiți pentru viitor Sper că acest material video să vă dea ceva energie pentru zilele care vor urma Am toată încrederea că situația asta se va, se va încheia Cred că dacă reușim să ne păstrăm rutina zilnică și să ne gândim că lucrurile se vor termina pentru că se vor termina o să trecem mai ușor peste această perioadă dificilă. Și ca să vă demonstrez că voi intra în rutina zilnică, o să încep să repostez materiale video cu mașini electrice cu stații de încărcare și așa mai departe. Acum la final trebuie să salutăm decizia Tesla de a deschide rețeaua de supercergere pentru toate mașinile indiferent de marcă în zonele afectate, decizia Ionity de a lăsa la liber fără plată rețeaua stațiile de încărcare Unity din aceeași zonă. În România Evemagu oferă încărcare gratuită uh, pentru cei care pornesc uh, sesiunile de încărcare cu număr din Ucraina. Uh, deci a fost o mobilizare și în această zonă. Trebuie să salutate toate aceste firme care fac eforturi de a ajuta pe cei din Ucraina și să sperăm că tot acest război se va încheia cât mai curând. Uh, deci începând de astăzi, voi începe să repostez material video cu lucrurile care vă interesează cel mai mult. Mașini electrice, energie verde, stații de încărcare și așa mai departe. Dacă ați avut răbdare să vă uitați până la final, eu vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine!